apă, canal Chișinău, au zis că pune la dispoziție bisericilor 70-80 de tone de apă din Nistru, prelucrat chimic, pe care preoții s-o dea să zică e gheazmă. E apă cu calități speciale. Da, curge din alt robinet decât robinetul de acasă. Și-a fost spălată mâna popii acolo și o cruce de argint. Coadă la Sfântul Robinet. Dacă n-aveți apă acasă, în sticlă de gura căinarului, veniți la catedrală. Și nu uitați, spuneți și busuioc, ca să miroasă bine, nu chiar a băhlit. Că apa asta o țin cu lunele și o beau cu lingurița, așa pies mai băhlește. Ei, dar dacă ai busuioc alături, miroase bine. Și să-i faci. Dacă la școală n-ați învățat nici chimie, nici fizică, nici astronomie, nici biologie, acum credeți în povești, cum credeau și strămoșii noștri. Era cam timpul să evoluăm, să progresăm. Suntem în secolul 21, mileniul 3. Strămoșii noștri erau întunecați, sărași și proști, 80-90%. În ultimele secole erau analfabeți. Dar noi parcă am beneficiat de școli gratuite, de educație elevată. Am trecut ca lebăda prin apă, prin școlile celea. N-am înțeles nimic despre cum funcționează lumea și despre ce șarlatanie e aghiazma și alte minuni bisericești. Avem soarta pe care o merităm.